Amânarea intrării în spațiul Schengen este o pierdere uriașă din toate punctele de vedere, dar mai ales pe plan economic. Vicepremierul Kelemen Hunor susține faptul că trebuie să închide mecanismul de cooperare și verificare, după care România va putea intra în spațiul Schengen. România îndeplinește toate criteriile pentru a intra în spațiul Schengen, cu toate astea amânarea a fost făcută. În anul 2021-2022 treptat, țara noastră va putea face parte din spațiul Schengen, susține vicepremierul României. Din punct de vedere economic și nu numai, este o pierdere foarte mare a țării. Despre amânarea intrării în spațiul Schengen, ce părere aveți? Este o pierdere uriașă din punct de vedere economic. Păi e. Dar dacă nu se luptă să-l bage acolo unde trebuie, nu e vina noastră, e vina tot a lor. Că stau și pierd timpul pe acolo degeaba, dacă nu lucrează cum trebuie, cinstit. Cinstit pentru țara lor. E o părere nu tocmai bună, pentru că suntem aproape penultimi. Și asta datorită conducerii. Președinției, parlament, guvern. Mehedințenii dau vina pe conducere. Aceștia susțin faptul că guvernul nu ajută cu absolut nimic țara, dimpotrivă ne vor duce la un nivel din ce în ce mai scăzut. Intrarea în această zonă se poate face etapizat, mai întâi pe cale aeriană, iar mai apoi pe cale terestră. Dar este foarte important ca România să facă parte din Schengen, având în vedere că aceasta îndeplinește toate criteriile impuse. Intrarea în Schengen se datorește conducerii actuale. Deci avem o conducere, n-a fost în cei 30 de ani nicio conducere mai proastă ca asta. Ne merităm soarta. Cu toate că România este gata de intrarea în spațiul Schengen din anul 2011, țara noastră mai are de așteptat.